Un vai s-a auzit în ceruri. Apocalips 12 cu 12. Suntem de aici, de pe pământ, de unde moartea ne sugrumă. Blestemul ne-a adus suspinul, iar diavolul ne ia destinul, dar la supuși le face plinul și apoi le asigură și chinul. Gonim ca vermii după hrană, râvnind un viitor mai bun. Și când să ajungem la acea hrană, suntem luați mereu la goană de uragan sau de taifun. Visăm un vis și visul nostru cât de curând e spulberat, căci tot ce-i pe pământul acesta a fost odată blestemat. Apoi a fost un vai sinistru și nu oriunde, ci în cer, când pe pământul cel edenic se coborâse Lucifer, un vechi rival la tronul veșnic, un voievod chiar de temut, un filozof de înaltă spiță și cu un glorios trecut, nu chip de lut ca tot ce-i om, ci duh ce-i mai presus de moarte. Un comandant de mari oștiri, de unde e eternitate. Și acest gigant răpus de Domnul a fost învins și aruncat pe acest pământ, planetă vie, unde și omul a fost creat. Și dacă el acolo în ceruri a vrut să fie suveran, vă dați voi seama, frații mei, pe cine noi avem dușman? Apoi, sentința morții noastre în trup nu este abrogată? Oricât am vrea noi să trăim, oricum am vrea să ne hrănim, oricâtă medicină am face, oricât am fi de naturiști, noi trebuie să recunoaștem că și vrem, nu vrem, totuși murim. Ne naștem și în proiectul vieții avem semința morții în noi. Și cât viața ne ridică, semința morții totul strică. Căci și un război în neuroni și în celula vieții noastre, în citoplasmă și în nucleu, în molecule-i mult rateu, ca să se știe că stăpânul e unul singur, Dumnezeu. Nu diavolul, nu anticristul, nu creatura, nu vreun zeu, nu înțelepciunea omenească, nu firea noastră păcătoasă, ci Dumnezeu cel preasfânt. El are ultimul cuvânt, el guvernează pe pământ, el ține în mână universul, el e stăpânul oricui. Și noi suntem tot o valoare cât timp îi facem voia lui. Dar când slujim pe răzvârtitul, pe diavolul numit Satan, atunci și noi primim sentința că și ne unim cu al lui dușman. De ce e mare grijă acum? Cui noi acum ne dăruim?
Căci diavolul are metode cum poate noi nici nu gândim. El știe ce înseamnă sfințire și știe și când ești mișel. De ce el întâi te ajută să fii un fals cum este el? Îți dă cât tu nici nu poți duce. Căci el doar are tot ce vrei. Dar mai întâi te leagă bine de lume și de pofta ei. Apoi înflăcărează firea să n-o poți ține sub control. Iar sufletul, sărmanul suflet, desorientat, flămând și gol. Și după ce te prelucrează și îți dă un chip de om firesc, te pune ca să faci și slujbă cu cel ce e duhovnicesc. Căci scopul lui e ca să strice imaginea celui ce-i sfânt și să distrugă adevărul și pocăința pe pământ. Lărgește calea cea îngustă și-o face ca să fie lată, că doar acum nici Dumnezeu nu e sever ca altădată. El știe că planeta noastră acum e mult mai performantă, de aceea nu ne mai pretinde să fim smeriți ca altădată. Minciună! Dumnezeu e sfânt și sfânt rămâne pe vecie. Și ai lui copii cu adevărat sfințenia litemelie. Ei nu acceptă compromisul și nici belșugul înșelător. Se mulțumesc cu ce dă Domnul, că știu că totul-i trecător. Acum diavolul se luptă printr-un sistem sofisticat să readucă paradisul pe care tot el l-a luat. Dar câtă vreme și blestemul și moartea încă-i pe pământ, proiectul lui nu dăinuiește. Proiectul lui se prăbușește, chiar dacă astăzi ia amploare ca Babilonul în trecut. El într-o zi va fi ruină, ce azi e greu de conceput. Acesta paradis vremelnic ce ia amploare pe pământ e tocmai în scopul dezarmării a sfinților de pe pământ. De aceea, vaiul cel din ceruri, pe pământeni compătimea, căci îl știau pe înșelătorul ce strategie folosea. Atenție! Acestea versuri nu sunt deloc desorientare, ci pentru cei ce au ațipit, sunt un semnal de deșteptare. Fii înțelept în vremea aceasta, fidel, smerit și credincios, ca să-ți rămână asigurată și veșnicia cu Hristos. Căci